Emisiunea Se caută un milionar este realizată cu suportul financiar ASICS. Salutare, prieteni! Am intrat în sezonul rece al anului. Perioada dificilă pentru familiile social vulnerabile. În această ediție vom ajunge la o mamă cu 5 copii și cu un trecut extrem de complicat. Cum a reușit să-și schimbe viața, afli la Se caută un milionar. Era servit. La goara două de noapte ne scula. Așa gălăjie. Iarăși bătăi, iarăși stau cu dânsul, că stau cu dânsul, dar eu avem copii mișchi, el vrea să stau cu dânsul. Eu zic, eu nu pot stau cu tine, nu vreau să stau cu tine. Eu am copii. Și în el asta se înșepe, era agresiv. Bătăi înșepe. Dar avea grijă de familie, să aduc un ban acasă? Când vroia. Vreau fac, nu vreau nu fac. Eu munceam, mă duceam pe deal, unde lăsam fata cu vecină, unde lăsam fata cu cumătră. Eu mă duceam pe deal, eu munceam zi la zi, ca să-i întrețin, ca să... Dar el vroia, mergea, nu vroia, nu mergea. Dar cu toate astea tu ai făcut 4 copii cu el. De ce ai răbdat? Pentru că nu aveam unde să mă duc. Nu aveam unde să mă duc copii aici. Deja Vile era la școală, fata tot asta mai mare era la școală, tot deja s-a dus. Mi-a spus la nerv că zic, eu nu mai pot răbda, eu nu mai pot. Dacă nu găsim vreo soluție, dacă nu stiană, eu nu știu ce a stat cu mine. Și cum v-ați decis să plecați? În ce moment? Am decis în momentul în care s-au găsit oameni care să-mi dea o mână de ajutor, care m-au înțeles, care m-au ascultat. Întâlnirea cu Maia și ai săi copii a fost posibilă datorită unui norocos al emisiunii. Regula proiectului spune că doar un norocos și un milionar are puterea să ne deschidă drumul spre un caz social. De asta dată, deschizător de drumuri a fost un tânăr de 25 de ani, originar din orășelul Ialoveni. Păi atunci era o dimineață, ca de obicei, o dimineață simplă. Și mă trezisem, parcă simțeam că ceva a fi în ziua aia. Parcă, nu știu, aveam așa o dispoziție, o presimțire. O presimțire. 500 de mii? 500 de mii, când m-am uitat, nici eu nu credeam că, de fapt, e adevărat, e real acest lucru. Ne-am propus să-l cunoaștem mai bine pe acest băiat tânăr și inteligent. Deloc întâmplător, Dorin Căpățâne s-a remarcat încă de pe băncile școlii, fiind aproape eminent la învățătură. Situația era cam grea, bani nu erau, atunci așa, într-un fel trebuie să găsesc ieșiri de situație, că fratele meu era clasa 7-a, cel mai mare era 11, de eu nu, într-un fel, și eu am terminat școală și... Hai să învățăm ceva, să găsim de lucru, ca să întreții familia. 1000 de nou și ceva, Dorin să s-o ocupa de construcție. Am 35 examene le-am dat, dar media care termina clasa 9 era 93. Extraordinar. Și Dorin, învățat bine. La școală profesională cu 10 pe linii. Dorin, chiar dacă nu a avut posibilitățile unor copii din familii înstărite, a știut că părinții i-au dat cel mai important, un caracter puternic, care îl ajută să obțină tot ce își dorește. În prezent se bucură de cea mai mare realizare, bebelușul ce a venit în familia lor. Până acum, știi, trăim într-un fel ca și cum viața într-un fel n-avea rost. Trăim doar de pe azi pe mâine, așa să spunem, dar acum... Odată cu apariția copilului. Este sensul vieții, apariția copilului. Soția tot este originară din Rusești noi. Este 4 ani mai mică ca mine. Și ne-am întâlnit vreo 6-7 ani de zile și deja am zis că gata. Acum e momentul, trebuie să facem notă, să facem ceva, că trece viața. Acest tânăr a devenit și un om al meseriei ce a ales-o. Are mâini de aur, iar străduința de care a dat dovadă a venit și cu cele mai bune rezultate. Eu sunt de meserie constructor. Am finisat o școală de construcții. Unde? La Chișinău? În construcție, da, la Chișinău, în Ciocana. Niciodată nu m-am gândit că să fiu constructor sau o altă meserie. Tot timpul mă uitam să ne aleg o meserie din care știi să-ți placă. Dacă exact. Iubești o meserie, deja lucrezi meseria aia, dar dacă ți alegi o meserie oarecare care
doar ca să faci bani din ea și nu ai la suflet, nu poți, nu-ți place meseria dată, păi nici nu lucrezi cu drag, lucrezi așa doar, să fie, pentru bani. Ok, și tu ai ales-o pentru că ți-i place în construcții să lucrezi. Da, când te uiți, uite, nu e nimic aici. Peste o lună de zile o casă ridicată, un monument, ceva făcut cu mâinile tale. Adică tu vrei ca să, din urma ta să fie ceva văzut, adică vizibil, da? Da. Din asta îți câștigi tu pâinea? Corect. În prezent, Dorin, alături de soție și copil, locuiesc cu părinții, iar marea lui dorință este să aibă propriul locușor al familiei. Pentru asta ar munci oriunde, inclusiv în afara țării. O frate acum nu este în Moldova, a plecat peste hotare la Franța, iar alt frate este în Moldova, lucrează aici. Așa. Eu am înțeles că și tu ești pe ducă. Da, și eu vreau să plec spre un viitor mai bun. Unde vrei să te duci, Dorin? La Germania, cred că o să plec. Am mai fost la Germania și se poate de făcut bani acolo. Te duci pentru o perioadă scurtă de timp sau îți iei familia? Păi atâta timp cât este copilul mic, cred că soția cu copilul o să stea acasă. Iar eu mă duc să facem bani pentru un trai mai bun, dar pe urmă o să vedem. Dacă o să meargă totul bine și o să ne stabilim cu bine acolo, cred că o să iau și soția și o să vedem pe parcurs. Știi cum banii se câștigă, dar oricum... Atmosfera de acasă, pereții de acasă, până și aici, știi cum te ajută să te simți mai bine. Noi sperăm să nu te duci pe mult timp. Asta e corect. Nici eu nu vreau să mă duc, dar cine știe, dacă o să fie ceva la Moldova, schimbări spre bine, se poate și aici de făcut o afacere, de munci, de câștigat bani și aici, se câștigă și aici bine. Eu am început să lucrez, să-mi deschid o afacere, cum s-ar spune, construcții. Trebuie să ne mulțumim, dar știi, să avem măcar de un trai normal, un trai stabil. Tu trăiești la casa ta sau la casa părinților? Nu, eu lucrez acum la casa părinților. De asta probabil și vrei să-ți faci ceva al tău. Corect, să aud casa mea, nu mai plecam în viață peste hotare, dar muncim și strângem bani pentru traia noastră, o casa noastră. Deja am cumpărat un lot de pământ pentru casă. La Rusești? La Rusești. Nu ești din sat? Nu, sat e foarte bine, frumos, aproape de oraș. Cumpărat un loc de pământ ca să facem casă. Vrei și să acum... ridici casa? Da, cum vrem, nu se știe cum a dat Dumnezeu. Dacă vor fi resurse financiare, to o să ne apucăm, cred că, la anul sau peste un an, o să vedem când. E mașina familiei, dar mai mult e mașina soției. Pe parcurs o să vedem, deja trebuie o mașină mai mare, căci asta e micuță pentru asta toată familia. La voi familia deja e mare. Da, deja a apărut și copilul și trebuie o mașină mai mare deja să procurăm. Mi-a plăcut să descoper un tânăr tătic cu obiective clar stabilite. Nici nu mă miră faptul că a reușit să câștige jumătate de milion de lei și să împlinească un vis dintotdeauna de-a părinților. Păi atunci era o dimineață, ca de obicei, o dimineață simplă. Și mă trezisem, parcă simțeam că ceva va fi în ziua aia. Parcă, nu știu, aveam așa o dispoziție, da, o presimțire. 500 de mii? 500 de mii? Când m-am uitat, nici eu nu credeam că, de fapt, e adevărat, e real acest lucru. Tot timpul mă sperui să am ceva, să fac ceva, să nu rămân în urmă cuiva. Să nu depind de cineva, cum s-ar spune. Tot ce vreau să obțin, vreau să obțin puterile mele, ca să nu mă ajute cineva sau... Da, noi ne-am convins de chestia asta. Cum e să ai jumătate cu milion de lei? Ce simte un om? Ce senzație? Păi când ia deodată pe telefon sau pe un cont și nu-i ție mână, parcă e o sumă doarecare. E undeva, da? Da, da. Dar când ia în mână sau îi vezi, de fapt, realtul, e ceva... fabulos, magnific, aș spune. E ca un impuls ca să faci ceva, să... ca un ajutor, să-l spune. Exact. Păi soția, când a aflat, s-a făcut roșie pe față și a spus că nu e adevărat. Nu pot să cred, nu e adevărat. Acești bani au fost investiți în confortul unei case părintești la care ar visa mulți. Păi eu provin dintr-o familie, n-aș zice că foarte bogată, dar nici foarte săracă. Așa, simplă, da. E bucurie mare că ai făcut cu mâinile tale și ai făcut ceva bun pentru părinți. Pentru că ei toată viața se stăruie să facă ceva la copii și când copiii întorc acest lucru la părinți tot cu bunătate, le fac un cadou, le fac ceva frumos, e bucurie și pentru părinți și pentru copii. Adică pentru mine a fost o mare bucurie că le-am îndeplinit un vis de mult dorit. Exact. Odată ce tu ne-ai dat voie să te cunoaștem, să știi că în proiectul nostru noi avem posibilitatea să ajutăm pe cineva. Să ai sănătate!
Vă mulțumesc. Prieteni, astăzi l-am cunoscut pe Dorin Căpățână, originar din localitatea Rusești Noi, din raionul Ialoveni. Un tânăr care la 25 de ani este proaspăt tătic, iar acești bani, suma de jumătate de milion de lei, ați văzut, i-a investit în visul tatălui, a făcut o casă, dar și este un mic, un mare, de fapt, ajutor pentru familia lui. Să aveți sănătate și nu uitați, la Rusești Noi trăiește un pe jumătate milionar. În rolul unui milionar secret am ajuns la o familie care a știut ce înseamnă greutăți. Iar mama a 5 copii abia acum răsuflă ușurată, pentru că a avut curajul să plece de la un soț agresor. Maia a avut 2 tentative de a forma o familie. Cu primul soț de origine arabă, a făcut cunoștință la Piața Centrală, unde munceau ambii. Maia, te salut! Bună ziua! Ai 5 copilași. Da. Cel mai mare are 15 ani și se numește William. Da. Un nume rar întâlnit în Republica Moldova. Vreau să ne povestești despre istoria ta de viață. Păi cum? La 20 de ani ne-am întâlnit soțul, primul soț. Și cu el am început să trăim. Nu știu cum s-a primit mai repede, ca la toți. Și la 21 de ani l-am născut pe Vili. L-am născut aici în Moldova, pe când el lucra în Kiev era. Apoi peste 3 luni am plecat deja la el. Cât am fost însărcinată, cât am născut, cât la el a apărut altă femeie și eu am luat băietul și am plecat de la el. Să menționăm faptul că primul soț al tău era de origine arabă. Da. Da, apoi a dispărut, apoi acum iar nu de mult a apărut. Iarăși i-a promis la băiat să-i trimată, nu i-a trimis nimic bani. După o căsnicie nefericită cu un copil mult iubit alături, această femeie și-a dat o nouă șansă de a fi fericită. Cu cel de-al doilea soț se cunoșteau încă de mici copii. La doilea soț eu îl cunoșteam de, pot spun, de mic copil, de când ne-am mutat în satul Floreni, de acum unde am locuit. Am crescut cu sora lui, e cu 2 ani mai mic ca mine, acum e cu mătră, dar el a fost 12 ani în Rusia și după ce s-a reîntors, la mintea băietul avea 4 ani de zile. A început a servi, a început nopțile am luat cu prietenii tot. S-au început bătăile, s-au început la copii, s-au început la băietul și mai mare, că nu era lui. Adică el îl bătea pe cel mai pe băiatul care pe William? De ce? Păi a fost că și ne-a lungat de acasă și am avut și așa ceva, că și de acasă ne-a lungat. O să vorbim despre asta, dar spune-mi ce relație avea el cu William, apropo, când l-a cunoscut inițial. Deodată, când era mai mic, erau bune relațiile, dar s-a început acum, cred că ne-am mutat aici. Din păcate, de asta dată soțul s-a devenit a fi un agresor, care și-a dus la disperare soția, fiul adoptiv, dar și ceilalți 4 copii. Când era servit, la doar 2 de noapte ne scula, așa gălăjie, iarăși bătăi, iarăși că stau cu dânsul, că stau cu dânsul, dar eu avem copii mici, că el vrea să stau cu dânsul, eu zic, eu nu pot stau cu tine, nu vreau să stau cu tine, eu am copii. Și de la asta se începe, era agresiv, începe bătăi, începe. Da, avea grijă de familie, să aduc un ban acasă. Când vroia. Vreau fac, nu vreau, nu fac. Eu munceam, mă duceam pe deal, unde lăsam fata cu vecină, unde lăsam fata cu cumătră. Eu mă duceam pe deal, eu munceam zi la zi. Ca să-i întrețin, ca să-i... Dar el vroia, mergea, nu vroia, nu mergea. Dar cu toate astea, tu ai făcut 4 copii cu el. De ce ai răbdat? Pentru că nu aveam unde să mă duc. Nu aveam unde să mă duc, copiii aici. Deja Vili era la școală.
fata tot asta mai mare era la școală, tot deja s-a dus. Cel mai grav este că fiul cel mai mare al Maiei, din cauza presiunilor psihologice și a insultelor continui ale tatălui Vitreg, era cât pe ce să-și ia viața. Mi-a spus la nerv că eu nu mai pot răbda, eu nu mai pot. Dacă nu găsim vreo soluție, dacă nu o stiană, eu nu știu ce a stat cu mine. Și cum v-ați decis să plecați? În ce moment? Am decis în momentul în care s-au găsit oameni care să-mi dea o mână de ajutor, care m-au înțeles, care m-au ascultat. Și cum s-a întâmplat că ai plecat? Cum s-a întâmplat? În ce moment? În ce zi? Dacă ți-a dus? Fără probleme am plecat. Eu i-am spus, eu plec de la tine și atât. N-a încercat? Fără probleme, oamenii au mers cu mine, oamenii au vorbit cu dâns și eu au spus, ea vrea să plece. Fără probleme, nu au spus nimic, nu... Îl întristează și faptul că nu are niciun ajutor de la tatăl biologic, care în prezent muncește și locuiește în Germania. Câți ani ai? Am 15 ani. 15 ani, tu practic ești stâlpul de sprijin al mamei, așa-i? Da, da. Cum vă descurcați? Tu ca frate mai mare? Da, o ajut pe mama, repar, fac, aduc și trebuie. Ce ți-ai minte tu de copilăria ta, iată, când ai crescut? Ce ți-ai minte tu din... tu niciodată nu l-ai văzut pe tata? Nu. Dar nu ești curios? Nu ai fost curios să-l vezi? Ce știi tu de el? Am fost. Nimic. Nimic, nimic? Nu l-ai văzut niciodată? Mm-mm. Și nici nu ești curios să-l vezi? Sunt, dar el nu vine. Tatăl tău Vitreg, cum se comporta cu tine? Mă obișnuia. Mă bătea. O bătea pe mama. Ce făceai tu în momentele alea? Încercai să o ajuți? Da, da. Dar el pe mine mai bătea. Des. Familia locuiește foarte modest, într-o casă din satul Zolotievka. Nu au condiții decente de trai, dar în schimb, au parte de liniște și de un somn liniștit, de care i-a lipsit ani la rând tatăl. Iarna trecută, cum ați supraviețuit aici? Am supraviețuit, așa. Aveți solbă? Copii în casă, da. Fășem lemne, dacă nu avem lemne, fășem focul cu haine. Eu vroiam să vină liniște. Și liniște să fie la copii. Dar restul se face, eu cred, cu ajutorul Dumnezeu. Mi-ai spus că trebuie să schimbați acolo geamul? Ce aveți? Da, am de schimbat geamuri, încă un geam mic am, aici unde e soba. Un geam mic și foarte tare suflă. Și am de schimbat de acum un geam aici, vreau să deschid. Și la verandă ne sunt trei geamuri. Și încă două uși care sunt din casă, care de acum... Din scânduri așa e cade cu tot. Maia, în cadrul proiectului Se caută un milionar la Jurnal TV, care este partener ASIX, noi ajungem la familii care au nevoie de ajutor. Noi am auzit de cazul tău, datorită Cristinei Comerzand, care ne-a spus despre faptul că vă este foarte greu. Vreau să vă propun un lucru, să alegeți din aceste două cutii, să vedem, să încercăm norocul. Dacă până acum n-ai avut noroc în care ai avut de suferit în viață foarte mult, ai fost bătut, ai fost fugărită și trăiți foarte greu acum, hai să vedem, să vă încercăm norocul. Alegeți una din aceste două cutii. Care vreți voi? Păi, care fata a pus mâna la sfii? Asta? Da. Așa, hai să vedem, eu chiar o să o deschid, așa, da. Dacă vrei o deschizi, eu am văzut ce este aici, așa este rolul meu, eu pot să deschid primul, mi-este mai ușor, știu de ce este vorba acolo. Dacă vrei, eu chiar te rog să o deschizi și tu, hai să o deschidă cine vrea, dumneavoastră, copiii, împreună. Păcază, miet, curat. Important e voi să vedeți. Bani. Mai are nevoie de bani, apropo? Copii, mama, aveți nevoie de bani? Dar nu știu nimeni. Voi aveți nevoie, tu, Maia, ai nevoie de bani? De ce ai nevoie de bani, Maia? Să facem veranda numai decât trebuie să reparăm anul acesta, pentru că am trecut, am înghețat. Măcar că făceam focul în casă, dar...
Ați înghețat de frig. Copiii îmi dau seama că au răcit de mai multe ori. Copiii îmbrăcați, permanent îmbrăcați, dar asta nu-i, nu-i normal. Am văzut în casă, nu aveți un televizor, nu aveți bereți goi, pur și simplu... Ce am avut? Ce este? Așa. Vrei să știi ce e în cutia asta sau rămâi cu bani? Îți dau banii și am plecat acasă. Copilaș, rămâneți cu banii și nu deschidem cutia asta sau vă spun ce este aici. Хотите узнать, что в другой шкатулке? Да. Dacă o deschidem pe asta, renunțați la bani. Деньги возьмем? Da. Будем строить веранду? Da. Aveți nevoie de bani? Dar și aici poate să fie ceva interesant, poate să fie mai mult. Da, e vorba de bani, dar nu știi câți bani. Eu, de exemplu, știu ce sumă de bani este. Dar voi nu știți. Aici poate să fie mai mult, poate să fie mai puțin, poate să fie mai interesant. Decideți voi, mama, fetele. Cum te cheamă? Alice. Можешь, откроем ту? Виталина. Да. Откроем ту? Да. Майя. Дискидец вообще ланцы. Ренуса слабань. Аша, окей. Вы дискидец? Да. А, Виталина. А еще все дискидец, чьи не вря. Сюрприза. А-а-а. Майя, копилаш, когда ты вот парти в ультима дата для сюрприза? Пэй. Там не цементи, иди кэнт. Mi-ați spus despre faptul că aveți o mașină de spălat care strică la o dată la foarte des. Noi v-am adus o mașină nouă nouă de spălat. Așa, eu sper să țină. Doamna Andrei, așa. Oba! Așa. Este o mașină nouă nouă de spălat ca să nu se mai strice aia pe care voi o aveți pentru familia voastră. Copilaș, eu m-am adus mamei voastre o mașină de spălat, ca voi hănuțele voastre mama să nu le spele cu mâna. Maia, pe lângă această mașină de spălat, cei de la ASIX au venit și cu o sumă de bani pentru voi. Și a fost, cutiile a fost doar o joacă ca să vă fac surpriza mai interesantă. Pe lângă mașina de spălat pe care noi v-am adus-o, v-am adus și un aport financiar din partea celor de la ASIX de 36.000 de lei. Mulțumim frumos! Nu ne-am așteptat. Cred că de acum o să ne fie mai cald iarna. Ce veți face cu banii ăștia? Construim verandă. Ce vreți să faceți în primul și în primul rând? În primul și în primul rând eu cred că o să reușim să facem veranda. Grămădim oameni, care cu mătri, care ajutor. Cred că până când ori da înghețurile, ori ridicăm. Cum a fost ziua de azi cu noi? Fericită. V-ați așteptat? Nu ne-am așteptat. Mulțumim că ne-ați ajutat și Dumnezeu să vă aibă în paz. Fiți buni și atenți cu oamenii din jur. Puneți umărul și ajutați-i pe cei care au nevoie. Împreună avem puterea să schimbăm spre bine viața celor mai puțin fericiți și norocoși. Toate cele bune vă doresc! Emisiunea Se caută un milionar este realizată cu suportul financiar ASICS.